În această dimineață, pompierii detașamentului Petroșani au intervenit în localitatea Baru pentru limitarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. După lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor negative ale producerii acestuia, s-a constatat că au ars anexa gospodărească, o compusă din garaj și depozit de lemne, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, două tractoare și două motocultoare, lemnele de foc depozitate și s-a degradat o parte a izolării acoperișului pe o latură a casei. La sosirea pompierilor ardea generalizat un șopru cu o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, iar flăcările amenințau să cuprindă și casa de locuit aflată în apropiere. Echipajele de stingere au acționat cu 13 pompieri pentru localizarea incendiului și protecția casei. Din interiorul anexei gospodărești, echipajele de intervenție au înlăturat două butelii de aragaz. În incendiu nu au fost surprinse persoane sau animale, iar cauza Probabila incendiului a fost un scurt circuit produs la instalația electrică a anexei gospodărești, joi 3 octombrie 2024. A transmis maior Lucian Morogan, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență din județul Hunedoara.